Soțul Rodicăi Ferraru, notărița din Predeal cercetată în scandalul Marius Petcu, susține că soția sa nu a comis nicio infracțiune de corupție. Întrebat aseară cum comentează cele întâmplate, bărbatul a declarat că Rodica Ferraru nu a făcut altceva decât să încheie un act, fără să știe că tranzacția este ilegală. În schimb, notărița nu a vrut să vorbească cu presa. Bună seara, haideți să stați un pic de vorbă cu noi, vrem numai să vă întrebăm ceva. Doamna este notar și a făcut un act de cesiune de părți sociale în patrimoniul unei societăți în care se afla și vila pe care a cumpărat-o soția lui Liviu Luca. Doamna face acte notariale. Trebuie să știți și dumneavoastră că un act notarial exprimă voința părților. Da. Deci doamna n-are nicio vină decât că a făcut un act notarial pentru soția lui Liviu Luca și acum pentru că s-a ivit problema cu Liviu Luca, mă rog, este, văd că apare pe la televizor și soția mea. Ea absolut nu are nicio problemă și o să o constatați asta când se termină. Urmărirea penală față de notarul public din Predeal a început pe 23 martie, Rodica Ferraru fiind acuzată că a luat la cunoștință despre caracterul ilicit al tranzacției de cesiune a părții sociale și a autentificat contractul. Soția mea nu a făcut nimic ilegal. A făcut un act notarial legal. Nu pot, eu și nu poate ea până nu se termină cercetările, să vă arătăm acela. Dacă vi l-am arătat și ar apărea la televizor, ar vedea toată lumea că nu e nicio problemă pentru soția mea. Potrivit ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale, întocmite de procurori, Marius Petcu, în calitate de președinte al Federației Sanitas, a primit la începutul lunii februarie de la directorul unei societăți comerciale un imobil tip vilă situat în stațiunea Predeal, în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Rodica Ferraru este învinuită în dosar că a ajutat la tranzacționarea vilei cu pricina.